Partidul România Unită din Gorj a reușit să aducă primul parlamentar în partid. Camelia Craibani a semnat astăzi adeziunea la formațiunea condusă de Rudi Bugă. Tot astăzi, finul lui Victor Ponta, Marius Manolache, deputat de Mehedinți, a trecut și el în formațiunea condusă de Bogdan Diaconu la nivel național. Camelia Craibani a explicat care au fost motivele ce au determinat-o să treacă la Partidul România Unită. Faptul că nu îmi place să stau deoparte. Consider că am potențial și pot să fac ceva pentru comunitatea care m-a ales și ca atare am decis să semnez această adeziune. După venirea dumneavoastră, vor mai exista și alte persoane care se vor alătura acestui proiect la nivelul județului Gorj? Cred că da. Craibani va conduce filiala de la Motru a celor de la PRU, după cum afirmă președintele PRU Gorj, Rudi Bugă. Acesta nu știe încă dacă Craibani va candida la parlamentare. Este adevărat că doamna Craibani a semnat acum câteva minute adeziunea la Partidul România Unită, filiala Gorj, și în același timp este nou președinte al organizației PRU Motru. Ce m-a determinat este trendul pe care merge Partidul România Unită la nivel central, ca în fiecare județ, fiecare președinte de filială să aibă cel puțin un deputat în organizație, iar miercurea, joia viitoare, la începerea sesiunii parlamentare, să avem grup parlamentar atât în la Camera Deputaților cât și la Senat. Sper să reușim. Camelia Craibani era neafiliată politic după ce i-a părăsit pe socialdemocrați.